Bună dimineața! Dăm întâi mâncare la pești. Este ora 7 dimineața. Suntem fresh. Am dormit foarte bine de la părinca lui Mugurel. Se vede că are marfă de calitate. Leuștean și Pițurcă se aleargă. Ia uite, am mai căzut Pițurcă o dată în apă, așa prima dată. Așa, până să coboare Mugurel, eu vă zic ce facem astăzi. Îl aștept și pe el după aia să dăm drumul la rețetă. Dar vă zic ce facem astăzi. O doamnă din America, o abonată, m-a rugat să fac chifteluțe marinate. Și asta o să fac, dar o să fac două feluri de chifteluțe. Ce am nevoie? Am aici două caserole de 350 de grame de carne amestec. Porc vită, asta bio, bună. Am niște parmezan, niște emmental, ulei de măsline, pătrunjel, condimente, ceapă, usturoi, suc de roșii. Mai am în afară de asta. Am și niște roșii cuburi și ceva papardele de astea bune. Trafilate în bronz, mama mia. Trafilate, nici eu nu știam, am uitat acum pe internet, înseamnă că sunt mai rugoase, mai poroase și se pretează bine la ceva sos, absorb bine sosul. Deci avem numai marfă de calitate, îl așteptăm și pe Mugurel, aragazul nostru cu care am început, continuăm la el, astăzi e plăcut afară, nu bate vântul. Haideți să așteptăm pe Mugurel și dăm drumul la chifteluțe marinate. Mamma mia! Haideți până vine Mugurel să tăiem și ceapa. De data asta ne trebuie mărunt. Pentru chifteluțe ne trebuie foarte mărunt. Așa. Uite așa, mărunt. Super. Așa tăiem toată ceapa. Am tăiat ceapa mărunt. Nici chiar mărunt, că altfel o dădeam pe răzătoare și nu ne trebuie. Acum tăiem și usturoiul, la fel de mărunt, punem peste ceapă. Uite așa. Facem și invers. Mărunt și usturoiul. Zdrobit. Aia tocat. Așa tocăm tot usturoiul, punem peste ceapă, jumate din cantitate o să o folosim în chifteluțe și jumătate pentru sosul în care o să fierbem chifteluțele. Revenim. Bună dimineața, sunt cu Silviu și bineînțeles la români așa se începe dimineața, cu o gură de pălincă. În loc de pastă de dinți, nu? Exact, în loc de pastă de dinți, o gură de pelincă. Doamne ajută, numai bine! Ioi! Silviu continuă rețeta. Am tocat aici ceapa, usturoiul, îl amestecăm împreună. Tocăm și niște pătrunjel de la Ineu venit, fain frumos. Mă ajută foarte mult acest sater. O trei foarte mărunt. Și punem peste carne. Acum, peste carne, punem jumate din ceapă și usturoi. Uite așa, băgăm mâna, am spălat pe mâini. Așa, perfect. Ce mai punem? Punem puțin chimion, îi pun chimion la tot ce înseamnă carne, extraordinar este. Puțină boia dulce, așa, și parmezan.
Dar interesantă rețetă ai, Silviu. E, hai să vezi că o să fac două rețete și amândouă sunt bune. Și cealaltă rețetă cum o să fie, Silviu? Poți să le spui deja? Nu. Deci vrei un pic de surpriză, un pic de suspans. Da, compoziția e aceeași până la un moment dat. Până la un moment dat, după aceea schimb ceva. Da, da. Dăm asta la o parte și... continuăm. Acum o să-mi bag mâinile, o să frământ, asta nu filmăm. Bineînțeles, e prea dimineață și am uitat de ou. Am un ou de casă, este suficient pentru 700 de grame de carne. Punem și ou și acum mestecăm în continuare. Silviu, vreau să te întreb ceva, dacă așa o întrebare de care nu ești pregătit. Ce hobby-uri mai ai în afară de a găti? Aoleu, întrebare surpriză. Îmi plac mașinile, îmi plac călătoriile. Na, cam îmi place grădinăritul. Pescuitul nu-ți place? Pescuitul îmi place, dar pescuitul ăla clasic, la plută. Să văd eu pluta cum se mișcă așa și să ridic, nu-mi place la mulinetă, nu știu când trage peștele, nu știu, sunt, eu sunt puțin grăbit, puțin plictisit, adică n-am răbdare să stau la mulineta aia, să o oră poate trage ceva. Mie îmi place pescuitul ăla activ, cu plută, ăla vechi, clasic. Cum duceam înainte la Tașaul, aici la Năvodari, bunicii mei sunt din Năvodari, tatăl este din Năvodari, eu acum stau și eu în Năvodari. Și mergeam la pescuit la Guvis, la Tașaul. Crede-mă că am filmat cu lui Fune, băteai din picior, scoteai câte 2-3 deodată. Veneam cu punga plină de guviți și dădeam la pisici, bineînțeles, nu-i mânca nimeni, era mult pește pe vremea aia. Deci ai povești interesante și cu pescuitul. Da, da, da. Fotbal, îți place, Silviu? Sau vreun sport anume? Urmărești ceva? Mă uit la fotbal, da, numai când sunt meciuri de-astea importante. Înainte... mai mergeam pe stadion, când eram la facultate mergeam pe stadioane. Acum n-am mai fost decât la meciurile pe Stadion Național cu România. Și încă o întrebare, Silviu, te rog, ce sport ai practicat când ai fost tânăr? Nu de performanță, așa ca... Fotbal. Fotbal. Uh-huh. Deci, fotbal. Și ce post îți plăcea să joci? Aveam o rezistență foarte mare. La liceu făceam alergarea în parcul Tăbăcăriei, rezistența, ca să ne dea note. Și ieșeam primul pe tot liceu și mai ieșeam primul pe tot liceu la oină. Făceam oină, deci am o putere, dacă îmi dai o piatră, ce o arunc peste blocul de 4 etaje. Nu glumesc. Asta îmi place. Da, o da. Să te verific ce putere ai cu piatra, o să spun mai târziu. Bine. Mugoel m-a luat prin surprindere mai devreme. Chiar nu mă așteptam. Nu era pregătit. Nu eram pregătit. Haideți să facem chiftelele acum. Am frământat totul împreună. Acum mă uit puțin pe mâini și formăm chiftelele. Cât de mari le faci, Silviu? Uite așa, ca o minge de ping-pong. Uite așa, fain frumoase. E perfectă, frumoase. Da. Mărimea, nici mari, nici da, mici. Da, da. Exact, o mărime medie. Acum, cine vrea, aici poate să pună și alte... mărar în loc de pătrunjel, alte condimente, fiecare cum îi place. Uite, astea sunt chifteluțele perfecte, mai faine de atâta, nu se poate. Dar dacă ne udăm puțin mâinile, ele nu se lipesc și uite ce fain frumoase ies. Foarte. Facem încă una și... până le terminăm. Le facem pe toate, nu? Uite ce frumos. Super. Jumătate din chifteluțe, vedeți, le-am împărțit în două. Jumătate, astea o să le fac marinate. V-am zis, eu nu o să fac decât ce mâncăm astăzi, pentru că o să gătesc zilnic și nu fac mai mult. Așa. Cealaltă jumătate o să le umplu cu emmentaler. Ia uitați, am tăiat cuburi. Fain frumos. Și acum facem o gaură în chifteluță, uite așa cu degetul. Băgăm bucata de emmentaler. O astupăm fain frumos. Uite, perfectă, ce hai să mai facem. Hai să și mai nu și-a mărit nu. Sfera, tot la fel o rămas. Facem o gaură, băgăm bucata de emmentaler, le astupăm fain frumos, viespea e venită din Grecia, mă urmărește, pleacă viespea. Ia uite ce frumoasă e. Foarte tare. Da, foarte tare. Iar astea o să le dau prin făină, pentru că făina ne trebuie și la sos ca să îngroașe sosul, iar astea o să le dau prin pesmet. Asta o să fie ca un aperitiv, asta o să fie felul 2. Deci asta e rețeta cu
chiftelele tale, Silviu. Chifteta secretă. Să nu mai zici la nimeni. Nu mai zicem la nimeni. Bine. Noi nu am uitat de unde am plecat. Cu Silviu încă mai servim o pălincă de la Ineu. La mulți ani, Silviu. Doamne ajută. Numai bine. Doamne ajută. Ioi. Ioi, da bună-i. Și acum Silviu continuă să ne explice ce a făcut aici. Stați. Am făcut jumătate. Astea care o să le fac marinate. Simple, le-am dat prin făină, iar astea în care am băgat emmentaler, le-am dat prin pesmet. Arată extraordinar, zici că sunt bomboanele alea, marlenca, nu? Zi să le mănânci așa. Și acum le punem la prăjit. Vreau să te întreb ceva înainte de a le pune la prăjit. Am văzut multe femei că nu le pune în făină chiftelele. Care e rolul făinii sau a pesmetului? Ne trebuie neapărat făină pentru că facem un sos. Iar făina o să îngroașe acel sos. Iar astea le vreau crocante, pentru că dacă nu le dau prin pesmet, o să iese mentalerul, se topește și iese afară. Deci fiecare se pot face și fără, dar nu în situația asta. Că faci chifteluțe simple, nu poți să nu le dai nici prin făină, nici prin pesmet. Ia să vedem cum iese. Hai să punem întâi cele prima, cu făină. Da. Astea le facem marinate. Uleiul e destul de încins. Este perfect. Nu ne trebuie încins foarte tare, ca să le facem la foc mic, să se prăjească bine. Fain, frumos. Le pun pe toate, uite ce bine intră. Da, la fix, prima tură. Toate cu făină, după aia le punem pe cealaltă cu pesmet. Foarte tare. Sigur. Și să nu uităm că noi avem aici ceva aici. Foarte bun. Noroc. Doamne ajută! Deja am ajuns la faza să le întoarcem. Uitați ce bine arată. Extraordinar de bine arată. Dacă miros. A, mirosul, nu mai vorbesc. Tare bine, tare, tare bine. Pițurcă bea apă de la pești, de aici, din Iaz. Apă mai bună ca asta pentru o pisică, cred că nu există. Așa. Acum am scos primul rând de chifteluțe, cele care o să le facem marinate cu sos. Și avem la prăjit aperitivele, cele care sunt umplute cu emmental și cu date prin pesmet. Asta o să fie aperitivul, aici felul 2. Ce nu știe multă lume, de ce le zice chifteluțe marinate? La sos, o să vedeți, trebuie neapărat să puneți puțin oțet. Eu o să pun puțin oțet balsamic. De aia le zice marinate. Doar roșiile, ceapa, usturoiul nu o să dea un gust suficient pentru ele. Trebuie puțin oțet. Cred că multă lume nu știa chestia asta. O să vedeți în continuare. Bună și eu să nu uităm. Mugurel. Bună ziua la continuă cu eu cu nu mă las de pălincă. Eu am gospodar Mugurel. Ce ar fi? Fără pălincă nu se poate. Doamne ajută. Doamne ajută. Ioi. Am scos toate chifteluțele, altă tigaie, am pus ulei de măsline. Jumătatea cealaltă de ceapă cu usturoi, miroase aici nebunie. Mugurel trebuie neapărat să învețe meserie, dar de fapt știe, eu glumesc. Mestecă foarte bine. Hai să călim puțin ceapa cu usturoiul. După aia punem roșiile cuburi și să vedeți ce o să iasă. Mamma mia! Mamma mia, ce bine să fie! Da. Acum Mugurel a călit foarte bine ceapa și usturoiul. Pune și roșiile cuburi. Mamă, ce bine arată, ce bine arată, mama mia. Ce bine arată. Acum le călim împreună puțin și o să punem ceva condimente și apă ca să facem un sos. După aia o să punem și chifteluțele care o să lege tot sosul, pentru că ele sunt prăjite cu făină. Și să vedeți ce nebunii o să iasă. Chifteluțe marinate adevărate. Sosul fierbe fain, frumos, uitați ce frumos e îngurașă. Și încă n-am pus chifteluțele. Acum o să pun și ceva condimente. Boia dulce, rozmarin, busuioc, o crenguță tot de rozmarin și puțină salvie. Le punem pe toate aici să aromatizăm totul. Să vedeți ce fain iese. Mai lăsăm acum 2 minute și punem și puțină apă fiartă. Și să vedeți. Nebunie. Aici toate s-au împrietenit. Ce frumos s-au călit.
condimente, cu tot. Acum punem și niște apă fiartă. Vedeți că nu scade temperatura. Direct a început să fiarbă. Uite, clocotește aici, vezi? Asta e foarte important. Să nu pui apă rece. Acum băgăm și chifteluțele în sos. El o să dea gust acum la acest sos. Să iasă. Doamne, ce bine arată. Uite așa. Uite așa. Dar ce miroase, dacă ar ști ce bine miroase. Da. S-au împrietenit toate mirosurile și gusturile aici. Acum mai lăsăm cam un sfert de oră cu toate condimentele în sucul de roșii să scadă. O să îngroașe sosul de la făina de pe chifteluțe. O să iasă ce trebuie. Cum v-am zis la început, secretul este să pui și puțin oțel. Puteți să puneți oțel normal, eu pun puțin oțel balsamic. De-aia le zice chifteluțe marinate. Multă lume nu știe de ce se numesc marinate, așa e? Așa trebuie, așa trebuie. Ăsta o să dea un gust extraordinar. Oțetul balsamic este puțin dulce, este aromat, e ce trebuie. Uite ce frumos scade sosul și ce o să iasă aici, gustul nu vă mai spun. Deci nu uitați, puneți puțin oțet. Chifteluțele marinate sunt gata. Ia uitați ce fain s-a îngrășat sosul. Mugurel mă ajută, ține de tigaie. Eu o să las așa, am vrut mai mult sos. O să vedeți de ce. Acum oprim focul, sunt nemaipomenite și cum miroase și cum arată. O să vedeți prezentarea. Am fiert și ceva papardele. Mamma mia! Acum peste ele o să punem puțin ulei de măsline. Asta bun din Grecia. Așa. Punem puțin parmezan. Cât mai mult, cu atâta mai bun iese. Wow! Și ceva chifteluțe marinate. Sosul este nemaipomenit. Uite așa. Se puteau face în piure de cartofi cu cartofi naturi, dar eu am vrut cu ceva paste pentru că am făcut ieri piure și asta e o rețetă puțin mai deosebită. Dar faceți cum vă place dumneavoastră. Așa punem ceva sos. Uite cum arată. Deci, asta e o rețetă italiană, dar este nebunie, dacă o încercați, extraordinar. Haideți să punem aici, ia de mine mugură telefonul. Uitați, avem aici aperitivul, sunt chifteluțele cu emmental umplute, prăjite cu parmezan și aici avem chifteluțele marinate, așa clasice, dar în loc de piure eu am făcut niște paste. Avem și aperitiv, avem și felul principal. Uitați cum arată. Trebuie să avem verdictul final. Mugurel este un degustător foarte fin și am încredere în el. Mai avem puțin din pălincă, trebuie să terminăm. Da. Doamne ajută. Doamne ajută. Aici am pus și aperitivul și felul principal. Vreau să mai pun puțin parmezan deasupra, așa să fie o bogată mâncare. Uitați cum arată. Cu pătrunjel de la ineu, cu parmezan, cu papardele, cu chifteluțe marinate, cu chifteluțe umplute. O să gustăm prima dată aperitivul, da? Aperitivul. Să vedem cum e aperitivul. Chifteluțe umplute cu emmental. E o invenție așa, pe moment, ca să nu fie o rețetă... Nici n-am putut să vorbesc. Extraordinar de bun. Și e gust bun. Foarte mult a contat ce ai pus acolo în chiftea. Normal. Și acum să gustăm
pastele. Papardele. Papardele. Cum le zici tu, papardele astea. Papardele. Ele nu trebuie fierte foarte mult, trebuie făcute mai al dente. Și... Să vedem și sosul cum e. Sosul. Ia și o chifteluță. Și acum o chifteluță din asta marinată. Mama mia. Ia, ai de capul meu. Mugurel are gusturi bune, să știți că nu se preface. Tot bate chiftelele astea marinate. Da, da. Foarte gustos, foarte bun, extraordinar de bun. Nici nu mă gândeam că așa gust bun are. Puteți, în loc de foarte paste, bun, papardele, puteți să puneți piure, puteți să puneți cartofi naturi, orez. Eu am vrut să fac așa ceva mai deosebit. Și din aceeași compoziție am făcut două feluri de chiftele. Au ieșit, uitați ce faine sunt. La gust nu vă spun, am înghițit în sec. Foarte bun. La gust sunt nemaipomenite. Ambele acum, modele de chiftele. Și acum Mugurel vrea să ne zică... Ținem legătura, numai bine și sănătate. Ținem legătura!